Bine ați revenit la Vapează Liniștit, numele meu este Andrei. Astăzi vom discuta despre un kit mai pentru femei, să zic așa, pentru fetele care vapează. Și anume este vorba de Lady Q de la Arterii. Da, acest produs nu se găsește încă în România, dar sper că se va găsi, pentru că mi se pare un kit destul de bun pentru fetele care încep să vapeze sau chiar și cele avansate care nu vor se complice cu rezistențe servisabile. Practic, acest kit vine cu tot ce ai nevoie, vine și cu două rezistențe, vine și cu atomizor, vine și cu mod, cu cablu USB, tot ce mai nevoie este doar de lichid. Haideți să trecem pe close-up să vedem mai bine cu ce vine în pachet, cum funcționează, după care revenim cu plusuri și minusuri. Lady Q de la Arterii vine în acest ambalaj destul de drăguț. Aici avem o poză cu modul, aici avem Arterii, Lady Q. Pe laterale avem aici site-ul Arterii. Iar pe spate avem niște warnings și ce conține pachetul. Haideți să-l desfacem, el se desface așa frumos. Și avem aici o cutie destul de elegantă, finuță. Îmi place, e toată neagră și cu auriu scrie Arterii. Hai să vedem. Aici avem certificatul de garanție cu termenii și condițiile. Și bineînțeles formularul, un manual cu instrucțiuni. Da. Aveți toate informațiile necesare, cum să umpleți atomizorul, cum să-l încărcați și cum se folosește. Doamne, frumos arată. Chiar și ambalajul e frumos. Avem un cablu USB aici în partea asta, această cutiuță de elegantă. Aici avem accesoriile cu care vine. Ia să vedem. Avem aici niște garnituri, încă un gemuleț de rezervă în caz de îl spargem pe celul care vine și încă o rezistență de 0,7. Rezistențele astea, vreau să zic că sunt aceleași ca la Nautilus 2 sau Nautilus Mini, aceleași BVC. Și mai vine cu o rezistență deja instalată, tot de 0,7. Și hai să ne uităm la mod acum. E foarte lucios, are o textură foarte fină, arată foarte frumos, ține și bine în mână. Avem partea asta cu auriu, care e pe magnet. Dacă trageți, este atomizorul și ca să îl puneți în poziția de vapat, pac, e cu magnet, s-a înfiletat, totul e în regulă, ești gata de vapat. Foarte fain arată, când termin de vapat, pur și simplu îl scoți, ai pus cu capul în jos și aici avem iarăși un magnet și gata, și poți să-l pui în poșetă. Avem portul micro USB unde veți încărca dispozitivul. Iar pe spate avem un buton care este touchscreen. O să vedem asta imediat. Haideți să ne uităm la atomizor. Da, avem o capacitate de 1.5 ml de lichid. Avem 4 nivele de airflow, de la cel mai restrictiv la cel mai aerat. Și am să vă arăt acum cum e cu airflow. Mai un pic. Da, vedeți că avem aici o mică găurică. Dacă întoarcem de partea asta, schimbăm airflow-ul și este pe click-uri. Click. Foarte simplu. Ca să umplem atomizorul, pur și simplu răsucim top cap-ul și este afară, iar aici aveți două găuri, puteți umple. Bun, ca să schimbăm rezistența, da, pur și simplu se desface partea asta, da. Practic pe ăsta îl ține o garnitură. Bun, și am scoatem geamul, trageți de el, a ieșit foarte ușor.
Și acum avem rezistența. Ca să schimbăm rezistența, pur și simplu răsucim de rezistență, o scoatem și punem alta în loc. Bun, haideți să saturăm un pic rezistența. Am să pun niște lichid de la The Juice, Exotic Ice, câteva picături pentru saturarea rezistenței. Acum punem înapoi gemulețul. Punem înapoi și această piesă. Așa, atât. Nu trebuie să strângeți foarte tare, că pe asta e greu să-l desfaceți. Și acum haideți să umplem atomizorul. Am umplut, e de ajuns. Acum mai punem top cap-ul. Este cam gata. Acum trebuie lăsat și el cam 10-15 minute să se satureze bumbacul. După care este gata de vapat. Să-l punem înapoi. Bun. Și cam asta este. Avem o baterie integrată de 1000 de mAh. Când trebuie încărcat, butonul de fire va da 20 de flash-uri de culoare roșie, iar când modul este gata de utilizat, va da 20 de flash-uri verzi. Bun, cam asta este. Haideți să mergem sus să vapăm și să vedem plusuri și minusuri. Bun, ne-am întors de pe close-up. Haideți să vedem cum vapează. Nu-i rău. Vapează chiar foarte, foarte bine. Mă duce un pic cu gândul la modurile mecanice, pentru care butonul de fire fix aici jos. Dar, cum ziceam, e foarte fain, până și butonul se simte foarte bine, e cu touchscreen, răspunde bine, aroma se simte foarte bine. E și normal pentru că folosește aceleași rezistențe de la Nautilus 2, care sunt niște rezistențe foarte bune. Da, haideți să trecem la plusuri și minusuri. Primul plus este faptul că este ușor de folosit. Și da, este destinat începătorilor, mai ales femeilor, fetelor care vor să vapeze. Arată foarte bine, chiar îmi place. Ăsta era plusul numărul 2. Așa cum spuneam, plusul numărul 2 este faptul că are un design foarte fain. Chiar e fain și place treaba asta magnetică, că atunci când nu mai ai chef să vapezi, pur și simplu îl întorci, l-ai pus înapoi și ți-l bagi în poșetă. Asta e foarte tare. Când vrei să vapezi, îl întorci, afu contactul și e gata de vapat. Și un alt plus este faptul că rezistența merge foarte bine, deoarece este în rezistența de Nautilus, ceea ce mie unul îmi place. Eu cum vapez pe Nautilus 2, am aceeași rezistență de 0.7, care este și aici, și dă foarte bine. Practic nu am niște minusuri serioase pentru acest device, pentru că din punctul meu de vedere este perfect pentru un începător, dar acest kit o să-i dau prietenei mele, pentru că și ea vapează și o să fie potrivit pentru ea, pentru că este ușor de folosit, vine în pachet cu tot ce îi trebuie. Deci, într-adevăr, e un kit care merită. Cam asta a fost cu Lady Q de la Arterii, un device foarte bun pentru începători, chiar recomand fetelor care vor să vapeze. Numele meu este Andrei, tu te-ai uitat la Vapează Liniștit. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, să te abonezi pentru mai multe recenzii și până data viitoare, vape on!